un program realizat de Asociația Amazing Media. Susține activitatea noastră prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit din anul precedent. Accesează www.amazingmedia.ro pentru a descărca formularul 230. Împreună putem continua. Îți mulțumim! Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Dacă în grijile zilei ai uitat să mai privești în sus și să te bucuri, dacă rugăciunile tale au mai multe cereri și prea puține mulțumiri, dacă vrei să înveți din nou cum să zâmbești din toată inima, atunci vino cu noi. Aici este o oază de liniște, de pace. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, îți va păzi inima și gândurile în Hristos Iisus. Vino să cântăm împreună. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. O văduvă săracă, cerșind din casă în casă, a ajuns la ușa unui om bogat. A bătut la ușă și omul bogat a apărut în prag. Nu vă supărați, sunt o văduvă săracă, am și doi copii care sunt flămânzi. Dacă judecați că mă puteți ajuta, ajutați-mă, vă rog. Omul s-a uitat prin preajma lui, încercând să-i dea ceva, dar nu a găsit nimic. Iartă-mă, dar eu nu țin nimic în casă, i-a spus el. Văduva i-a mulțumit și se îndrepta spre altă casă. Stai puțin! Omul s-a dus la biroul său, a luat un cec și l-a completat. Apoi s-a dus la femeie, i-a dat femeie zicând: du-te la orice bancă cu acest cec pentru a-ți revendica suma. Femeia era analfabetă și nu a văzut în viața ei un cec. Ea a luat cecul, i-a mulțumit și a zis în sinea ei: ăsta-și bate joc de mine, îmi dă hârtie simplă. Au trecut zilele și ea nu s-a dus la bancă. Într-o zi a îndrăznit și i-a arătat unui prieten cecul. El i-a spus: hârtia pe care o deții este un cec bancar, du-te la bancă și vezi. Apoi văduva s-a ridicat și a plecat la bancă. Casierul a văzut cecul și i-a spus femeii că trebuie să ia 50 de livre de aur. A fost atât de surprinsă de suma mare că a rămas fără suflare. S-a gândit că bărbatul a greșit, așa că s-a hotărât să returneze cecul. S-a dus direct la casa omului bogat, a sunat și în prag a apărut bărbatul. Iartă-mă, dar banii pe care mi-ai scris pe cec sunt prea mulți. Nu merit atâția bani, cred că ai greșit. Când omul a auzit asta, i-a spus: iartă-mă, m-am înșelat. A luat cecul și a adăugat un zero după 50. El a dat cecul și i-a spus: du-te din nou la bancă și să știi că de data aceasta nu m-am înșelat. Acestea sunt rezultatele umilinței. Dacă vrei să înveți din nou cum să zâmbești din toată inima, atunci vino cu noi. Vino să cântăm împreună. Și e păzit, văd un
Depășind greul lumii păcat. O, ce groaznic a fost ce-am văzut, doi ostași ascultăm adevărul.
Crucea străpunge chinul și norii,
nu știu în urmă să mai privesc. Crucea străpunge chinul și norii, liber în Domnul vreau să trăiesc. Amin. Bucuria iubirii ne prinde uniți, au venit peste noi cântări. Domnul păcii ne face așa fericiți, frânge dururi și mari depărtări. Ce minune iubirea divină, ce minune e glasul său plânt, ce minune ce teamă alungă, dar frânge pâinea, împart-o cu fratele tău, vei uita astfel orice amar. Ce minune iubirea divină, ce minune e glasul său blând, ce minune când stăm împreună sub aripa Duhului Sfânt. Suspin după lupte și chin, gustă iar dulceața sa. Poartă-ți gândul spre casă, spre noul cămin, și atunci inima ta va cânta. Ce minune iubirea divină, ce minune e glasul său blând, ce minune Copii ai lui Dumnezeu suntem.
Știu, Domnul îmi va da biruința sa.
aici n-am niciun loc, nici tihnă nu găsesc. Pe drumul cel îngust, spre cer călătoresc. Cu orice pas ce-l fac alături de Iisus, mai aproape mă simt de căminul de sus. Tu, Doamne, știi ce mult aș vrea să trec din lumea de păcat în cerul tău curat. Mă așteaptă înger mil, la porți de paradis. Mă așteaptă Iisus într-o țară de vis. Tu, Doamne, știi ce mult aș vrea să trec din lumea de păcat în cerul tău curat. Mă așteaptă înger mil, la porți de paradis. Mă așteaptă Iisus. Alergarea pe străzi de aur.
fericirea ce nu pot visa. Cândva acolo voi sfârși alergarea pe străzi de aur în slavă sa. Amin. Liniște sub soare, nu-i pot.
Tu
Să înveți din nou cum să zâmbești din toată inima, atunci vino cu noi. Vino să cântăm împreună.
Dacă vrei să înveți din nou cum să zâmbești din toată inima, atunci vino cu noi. Vino să cântăm împreună. A sosit momentul concursului biblic și vă invităm alături de noi pentru a participa. În fiecare săptămână vom avea 7 capitole de studiu, iar în timpul programului vor fi 3 întrebări din cele 7 capitole. Vom continua cu cartea Numeri. Puteți răspunde întrebărilor trimițind un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat pe ecran. Vă rugăm să vă scrieți numele. Pentru fiecare răspuns corect, veți primi un punct. La sfârșitul fiecărei cărți, primele 8 persoane cu punctajul cel mai mare vor primi un premiu. Întrebările pentru săptămâna aceasta sunt din Numeri, capitolele 32 până la 36. Prima întrebare: ce vârstă avea Aron când a murit? Întrebarea a doua: câte izvoare de apă erau în Elim, acolo unde au tăbărât copiii lui Israel? Și ultima întrebare: câte cetăți de scăpare a spus Domnul să fie în Canaan și din coace de Iordan? Răspunsurile întrebărilor se pot trimite până pe data de 25 martie, ora 12. Scorul poate fi consultat pe site-ul www.luizamusic.com. Iisus a fost modelul suprem în umilință, pentru ca noi să avem prin exemplul lui un reper. A semnat un cec de răscumpărare prin sângele lui oferit în dar, iar noi suntem atât de privilegiați de acest dar. Ce bucurie va fi în cer dacă vom fi printre cei mântuiți! Tot cerul ne așteaptă cu nerăbdare. Nu ezita, predă-ți inima lui chiar acum. Poate e ultima chemare. Pe curând! Un program realizat de Asociația Amazing Media susține activitatea noastră prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit din anul precedent. Accesează www.amazingmedia.ro pentru a descărca formularul 230. Împreună putem continua. Îți mulțumim! Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Dacă în grijile zilei ai uitat să mai privești în sus și să te bucuri, dacă rugăciunile tale au mai multe cereri și prea puține mulțumiri, dacă vrei să înveți din nou cum să zâmbești din toată inima, atunci vino cu noi. Aici este o oază de liniște, de pace. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, îți va păzi inima și gândurile în Hristos Iisus. Vino să cântăm împreună. Împărăția lui Dumnezeu este aproape.